Bună ziua, dragi prieteni! Am hotărât din nou spontan să răspund unei întrebări care se repetă din partea părinților și din partea unor adulți, și anume ce facem dacă bebelușul sau copilul se irită în zona anorectală, deci dacă are popoul iritat. Această problemă nu este doar a bebelușilor și a copiilor, ci și a adulților. La adulți se manifestă în momentul în care se cronicizează și sub forma apariției hemoroizilor sau a altor complicații în zona anorectală care produc nenumărate neajunsuri și suferință. Haideți să începem cu bebelușii și cu copiii. Ce poate produce iritație? Iritațiile, arsurile, sunt produse de acizi. Ce poate arde fundul unui copil, scaunul lui acid? Acesta este răspunsul. Cum poate fi scaunul unui copil acid? Care sunt cauzele? Întotdeauna când apare o iritație, nu ne năpustim asupra simptomelor, și anume asupra iritației, ci încercăm mai întâi să înțelegem care este cauza și să acționăm asupra cauzei, pentru că altfel această iritație va reapărea și în ciuda tuturor măsurilor pe care le luăm și a cremelor minune, așa cum îmi scriu și mamele, această iritație nu trece, din contră, reapare și din ce în ce mai agresiv. Alimentația formatoare de aciditate este cauza numărul 1. În cazul bebelușului alăptat, exclusiv laptele matern este acid. Laptele matern ar trebui să fie un lichid alcalin, dar atunci când este acid ne arată că mama are o alimentație creatoare de aciditate și un stil de viață creator de aciditate. Care sunt aceste alimente creatoare de aciditate? Nu sunt lămâile sau portocalele sau fructele, cum am auzit. Unele dintre ele sunt fructe acide, dar toate fructele au efect alcalin, alcalinizant. Alimentația creatoare de aciditate și stilul de viață creator de aciditate este explicat simplu, clar, succint, într-o carte deloc groasă, că ne e cam teamă de cărți, am observat, a doctoriței Sorina Soescu. Citiți, vă rog, informați-vă. În vârful piramidei se află toate alimentele albe, mai ales lactate, zahăr, făină albă și alte mituri de care suntem înconjurate în perioada sarcinii și a alăptării și forțate, constrânse sau convinse, înfricoșate să le consumăm. Și cum poate un copil să se îmbolnăvească așa de mic și să aibă acidoză și aciditate și dacă vreți să înțelegeți cum ajungem să ne îmbolnăvim, vă recomand un capitol din cealaltă carte a doctoriței Sorina Soescu și anume Pur și simplu vindecare, capitolul Poveste despre boală. Nu am întâlnit nicăieri explicat mai simplu, mai clar și în cuvinte mai puține de un medic explicat cum ajunge ființa umană de la nou născut, de la celulă sănătoasă, o epavă la 70-80 de ani. Și de asemenea, a treia carte pe care vă recomand, un ghid fundamental, în limba română este singura carte scrisă de medicul naturopat Robert Morse. Se numește în limba română Să trăim sănătos fără toxine, un ghid fundamental, și aici veți înțelege foarte bine explicat ce anume cauzează aciditate, ce anume cauzează iritații de toate felurile, nu numai la nivelul poponelului. Ce mai avem de făcut pentru a evita aceste iritații? Deci acum vorbim de prevenție. Igienă impecabilă. Ce înseamnă igienă impecabilă? Nici bebelușul, nici copilul, nici adultul nu trebuie să folosească hârtie după ce are scaun sau șervețel umed sau șervețel parfumat sau paraparfumat. Poate să fie bio, super bio, parabio, nu există. Apă. Apa este sfântă. Spălați acest organ, anusul, fundul, spălați-l cu apă. De fiecare dată spălați cu apă și ștergeți cu o cârpă de bumbac.
dacă aveți un bebeluș și călătoriți, întotdeauna am umblat când erau copii mici cu o sticlă de apă de plastic la noi și spălați de fiecare dată copilul cu apă, nu cu gel, nu cu săpun, nu cu săpunel, nu cu gel ușor, nu cu nimic. Apă, apă. De fiecare dată, repet, apă. Dacă ștergeți cu hârtie în pliurile, în pielea aceea, rămân reziduri care sunt acide, ard, sapă, irită, în timp vor apărea cronicizări. Deci, interzisă folosirea șervețelelor umede. Dacă vreți să stingeți focul cu motorină sau cu benzină, folosiți șervețele umede atunci când copilul e iritat sau când nu e iritat. Și la fel și la adulți. Apă, repet, apă. Și acum terapeutic. Ce facem terapeutic? Dacă iritația deja a apărut, că e copil, că e bebeluș, că e adult. Cea mai ieftină și simplă metodă, recomandată de pediatrul Robert Mendelsohn, considerat de foarte mulți dintre colegii săi un eretic medical, dar un pediatru impecabil, este să stoarcem un cartof crud, deci zeama de la un cartof crud, și să ungem zona afectată cu ea. O metodă mai premium și mai confortabilă este această cremă pe care și noi am folosit-o de când s-au născut copiii, de la Mother Love, o găsiți și în România, o cremă fără niciun fel de balauri în ea și care are efect aproape instantaneu. De asemenea, un truc, vă spun acum, este foarte, foarte bună pentru zona ochilor, pentru doamne, și e o cremă minunată de față iarna. Și nu în ultimul rând, mâinile fermecate ale Irinei Dobre de la Feminitudine sau irinadobre.ro pot făuri, în funcție și de experiența ei de mamă și de cunoștințele ei de specialitate, diferite creme pentru aceste afecțiuni ale copiilor, dar și ea vă va reaminti același lucru. Crema nu vindecă, tratează temporar o afecțiune, o suferință. Ajutăm persoana să treacă mai ușor peste acel moment. Dar dacă nu eliminăm cauza, suferința se va croniciza. Vă doresc zile tihnite în care să aveți timp să citiți măcar una dintre aceste cărți și să ne reîntâlnim de fiecare dată cu recunoștință, pentru că, iată, copiii noștri, copiii care ne cresc, ne-au mai ajutat să învățăm ceva. Mulțumesc!